Să dăm drumul repede cu 17. Simt că nu prea n-am încărcat bateria asta, așa mă lasă foarte repede. Dacă termin și pe 17, sunt foarte bucuros. Așadar, începem. Să spunem așa. 17 este următorul. E 16 plus 1. Deci, să ștergem reprezentarea. A fost, acum, lecția 17 a fost 16, aceea, dar au rămas așa, cu 15, în sfârșit 17. Și o să zic așa. 16 plus 1 egal cu 1 plus 16 și egal cu 17. Acum, din 17, dacă scădem pe oricare din ei, scădem pe 1, ne rămân 16. Dacă din 17 scădem pe 16, rămâne 1. 15 plus 2 este egal cu 2 plus 15 și egal tot cu 17. Adică din 17, dacă scădem pe rând pe 2, obțin 15. Iar dacă din 17 scădem pe 15, obținem 2. Atenție, tot ce fac, eu fac acum mecanic, dar voi pe asta, pe schemă. Ei sunt obligați să facă asta, că nu știu. Foaia e goală și ei fac asta foarte repede. Pe șmecherie, acum 14 scăzut aici, plus 3. Da? 14 plus 3 egal cu 3 plus 14 și este egal cu 17. Și din 17, dacă scădem pe oricare din ei, mai întâi pe 3 egal cu 14, dar dacă din 17 scădem pe 14, egal cu 3. Cât vine? 13 plus 4 egal cu 4 plus 13 egal cu 17. Dragilor, că aș mai zis 3 plus 4. 3 plus 4 fac 7, da? Că 10 se păstrează într-un din termen. Și acum, din 17, dacă scădem pe 4 egal cu 13, dar din 17, dacă scădem pe 13, egal cu 4. Din 12 plus 5 egal cu 5 egal cu 5 plus 12 și egal cu 17. Adică din 17, dacă scădem pe 5, egal cu 12. Iar dacă din 17 scădem pe 12, egal cu 5. Din 11, lui 11, dacă adăugăm un 6, egal cu 6 plus 11 și este egal cu 17. Adică din 17, dacă scădem pe unul din ei, pe 6 mai întâi face 11. Iar din 17, dacă scădem pe 11, egal cu 6. 10 plus 6 plus 7 egal cu 7 plus 10 și egal cu 17. Din 17, dacă scădem pe 7, dăm pe 7 deoparte, rămâne 10. Iar din 17, dacă dăm pe 10, egal cu 7. 9 plus 8 egal cu 8 plus 9 și egal cu 17. Aici știm jocul, că am luat unul și l-am pus la celălalt. Adică din 17 scăzut 8 egal cu 9 sau din 17, dacă scădem pe 9, egal cu 8. Scădem pe 9. Aici trebuie să insist și pentru adunarea. 9 plus 8 este egal cu, facem 10-a. Lui 9, îi mai trebuie un 1. Îl luăm din 8. Și zicem 9 plus 1 plus 7, că 8-ul e 1 plus 8, 1 plus 7. Și atunci face aici 10 plus 7 și egal cu 17. Da? Atenție mult. Iar la scădere, când zicem 17, trebuie să-i obișnim așa. 17 minus 9 bunoară egal cu, pe 17 îl desfășurăm ca fiind 10 plus 7
și egal cu și minus în continuare 9, trebuie să scădem 9, egal cu din 10 scădem pe 9, din 10, pe schemă, 10 scădem pe 9, rămâne un 1, deci 1 plus 7, da? 1 plus 7 și egal cu 8. Iată, așa trebuie să învățăm să gândească. 17 minus 9 este egal cu 8, dar așa, din 10 am scăzut pe 9 și tot așa, dacă vreți, din 17 scăzut pe 8. Egal cum? Cum gândim la scăderea asta? Dacă asta n-am memorat, nu și-a făcut automatism, zicem 10 plus 7 minus 8 și egal cu din 10 scădem pe 8, rămâne un 2, e 7-le care nu l-am atins, 7 plus 2 și 7 plus 2 egal cu 9. Da? Așa gândim. Pentru scăderea asta. 9 plus 8 ar veni 8 plus 9, dar s-a făcut asta. Nu mai are rost. Asta e povestea cu 17. Acum, i-am cere, ia numărați din 2 în 2 până la 17. Vedeți, atingeți? Nu. Atinge pe 16 și când mai punem în 2, 18. Din 2 în 2 nu atingem pe 17. Dar din 3 în 3. Păi din 3 în 3 mi-am dus până la 15 și dacă mai punem încă 3, duci la 18. Nici de data asta nu-l prindem pe 17. Din 2 în 2 nu, din 3 în 3 nu, din 4 în 4. Păi ne ducem până la 16 și dacă mai punem 4, îl sare pe 18. Din 5 în 5. Ne ducem până la 15 și dacă mai punem 4, unde? Din 5 în 5. Și mai punem 5 la 20. Nu. Din 6 în 6. Nici așa nu merge. 6, 6, încă 6, 12 și încă 6, 18. O sare. Deci, încercând să numărăm noi din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5, din 6 în 6, din 7 în 7 și așa mai departe, sesizăm că nu dăm peste 17. Și când se întâmplă așa o nenorocire, atenție, acela este un număr special. Deci, numărând noi din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, din 5 în 5 și nu ajungem la el, fie că îl depășim, de fiecare dată îl depășim, sau lângă el rămânem. Un astfel de număr este special. Deci, 17, 17, număr special. Se numește număr prim. Iată prima noțiune. Număr prim. Și mai sunt astfel de numere prime. N-am dezbătut problema asta în lecțiile trecute, dar sunt numere prime de acestea. Ar fi, o să vedeți. Nu, no, vă las pe voi să descoperiți până la 20 toate numerele prime. Da? Deci, numărând din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, dacă dai peste el, cum s-a întâmplat la 15, am dat peste el, la 12, am dat peste el. Și când se întâmplă că nu dai peste el, cum s-a întâmplat în cazul ăsta, se numește număr prim. Put, foarte tare, prima noțiune. Asta pentru puterea să zicem a doua, a treia. Uitați cum ușor, ușor introducem niște noțiuni mai de timpuriu. Număratul din 2 în 2, din 3 în 3, din 4 în 4, deci va folosi la tabla mulțirii. Asta e spectaculos. Și cu cât repetăm mai des treaba asta, cu atât sunt șanse foarte mari ca lucrurile să, atunci când apelăm, să fie bine înțelese. Pentru că se știe foarte bine un lucru. Antrenamentul continuu făcut în orice domeniu te păstrează în zona aceea. Vreau să vă spun că eu, dacă în timpul când eram, că lucram la catedră, nu mai lucram toată vara deloc, niciun exercițiu. Primele două săptămâni aveam o stângăcie unde am mai pomenit. Nimic nu-mi place. Da, da, și tu. Bine, taci. Lasă-mă. Taci. Ei bine, aceste lucruri vreau să le înțelegeți. Că este vorba de un antrenament continuu. Continuu, continuu, continuu. Și este o stare de bine când încep lucrurile să le prinzi. Și vei continua să stăpânești foarte bine lucrurile acelea. Așadar,
Fiindcă risc să rămân, ia să văd dacă mai am. Am făcut-o cu, văd că mai ar fi ceva, 10 minute, hai să o opresc. Și mai încerc.